zilele trecute am acceptat să primim o soaică din pădure, din nou, de la Dărmănești, o soaică cu 3 pui, fiind un caz special pentru că are laba complet compromisă, a fost prinsă probabil într-o capcană, avea chiar și marca pe ureche. Cei 3 puișori sunt foarte slabi și se vede că i-a fost greu în ultima vreme. Deși suntem contra și încă o dată spun mereu că nu cred că e o soluție să luăm urșii din pădure și să-i ducem în sanctuar, dar pentru această ursoaică ar fi fost foarte greu să se descurce în pădure, nu mai are niciun dinte în gură și am acceptat să o primim, deci e la noi.